Când e vorba de sănătate, negocierile PSD-PNL merg ca un Serafila și Tătar au făcut reguli noi. Românii nevaccinați ar putea fi testați pe banii statului, dar numai 2 luni. Așa ar obține certificatul verde cu care să aibă acces la locul de muncă. E una din propunerile pe care există consens PNL-PSD. Liderii celor două partide au convenit și că este nevoie de terapie antivirală în ambulatoriu și de testare extinsă. Au vorbit de un necesar de mai mult de 1000 de centre de testare pentru COVID-19 și încă ceva. Ambele partide vor să apese pedala vaccinării. Nu au spus însă și cum vor face asta. Trebuie să înceteze discriminarea. Trebuie să încurajăm testarea. Sigur că această testare, încurajarea testării, nu înseamnă că oricine se poate testa ori de câte ori. Dar va exista o definire a numărului de teste. S-ar aplica și la stat și la privat o astfel de testare asigurată din banii statului? În acest moment, noi am lăsat la latitudinea și privatului să-și gestioneze modul în care face accesul la locurile de muncă, fiind a lor strict personală, noi venim doarecum prin sector public. Evitarea valului 5 va exista dacă populația acestei țări va hotărâ să se vaccineze. Vaccinarea va fi o piatră de încercare pentru guvern. Un sondaj Best Jobs pune cifrele pe masă. Un angajat român din 4 și-ar da demisia dacă s-ar impune vaccinarea obligatorie la locul de muncă. În jurul nostru, țările urcă din nou pe valul 4. Germania a impus restricții severe pentru nevaccinați. Au peste 50.000 de cazuri noi de COVID pe zi pentru prima dată în pandemie. Așa că în multe regiuni nu mai obții certificatul verde cu testare de luni. Accesul persoanelor nevaccinate va fi interzis în restaurantele fără terase, în baruri, în sările de sport și în saloanele de coafură. Asta cu testările pe banii statului... Hai că am văzut-o și în Italia și în alte țări. Imediat după ce au introdus certificatul verde obligatoriu la locul de muncă, au spus că oferă o fereastră de testare gratuită. Eu nu înțeleg de unde le-a venit la noi cifra asta 60 de zile. Iar mă face să nu-i cred. Știi? Scoatem cifre din burtă. Băi, dacă te vaccinezi, dacă hotărăști să începi acest proces de vaccinare, schema aia amărâtă de schemă, orice vaccin ai alege, nu durează mai mult de 30 de zile. Păi până te gândești, până faci prima doză, până faci rapelul, până mai stai câteva zile de rapel, e cam acolo, în marja aia. Eu prefer, sincer, să fiu, să mă testez pe banii mei, să o susțin treaba asta, să aibă omul posibilitatea să se testeze pe banii lui și să obțină acest certificat verde, pentru că măcar știi că omul ăla atunci nu este infectat, da, față de o persoană vaccinată cu schemă completă care poate fi infectată fără ca măcar să știe acest lucru. Foarte de acord, dar să se testeze pe banii lui. Să se testeze pe banii, nu pe banii mei, că banii statului nu sunt banii statului, sunt banii, nu știu. Banii mei. Așa, banii foarte mei. Bine. Dar statul a zis altceva. Am posibilitatea, astea sunt 2 luni pentru angajații de la stat, să vedem, e doar o propunere, dacă așa o fi pus, dar dincolo de aceste teste gratuite timp de 60 de zile, vreau să văd odată testele alea din școli, despre care tot vorbim, testele alea de salivă, da? Asta a deschis școala deja de o săptămână și n-am văzut niciun test. Vreau să le văd. Nu mă ambalez prea tare să fiu indignat și supărat aici pe stat că îmi plătește testele nevaccinaților din banii mei, pentru că la cum se mișcă cu testele astea în școală, de când ar fi trebuit să le aducă și ei abia se apucă astăzi să discute de urgență, cred că trece pandemia până se hotărăsc ei asupra testării, dacă se face pe banii statului, dacă se face pe banii angajatului și trece pandemia, nu pentru că ar trece pandemia prea repede, ci pentru că se mișcă ei mult prea greu, exagerat de greu în orice decizie iau. Am văzut o schimbare de discurs al autorităților. Valeriu Gheorghiță spune, suntem ca într-un război. Chiar dacă noi nu vedem cu ochiul liber acest inamic, vedem cât de mult rău poate să facă și acest inamic, este virusul, dar noi avem o armă la îndemână care se numește vaccin. Uite, parcă au luat așa un pic de atitudine, au venit cu un discurs un pic mai agresiv, cel puțin așa îl văd eu, nu mai e Câțu cu Brandu și Iohannis lui... cu Brandu care se vaccinează cu băbuțele din filmul de, lui de militar, da, foarte mai bine. I se potrivește, exact, în primul rând. Dar după un an lui de zile acest, păi niciodată nu e prea târziu.
Problema e că eu nu cred că o să schimbe absolut nimic, pentru că oamenii oricum nu mai au pic de încredere în autorități, la câte bâlbe au dat și declarații contradictorii și răzgândeli de pe o zi pe alta. Nu cred că această declarație mai prinde, iar, din păcate, nu cred în puterea medicului Gheorghiță de a convinge. Este o declarație ca a generalului din Portugalia, care generalul Melo, care a reușit să-și vaccineze aproape toată populația prin puterea lui de convingere și prin funcția pe care o are, da, de general. Domnul Gheorghiță nu are această carismă, această forță. La noi mi se pare că e too little, too late. Din partea lui Gheorghiță, mai degrabă aș duce la moldoveni. Am vorbit și cu invitatul nostru, cu Ovidiu Eftimie, mai devreme. Spunea el de clipul lor, noul lor clip din campania de vaccinare. L-am arătat și noi la știu. Hai să-l mai vedem o dată, Ioana, să vedem dacă te conving cu el. Da, ți-l arăt din tabletă. Până acum peste 7.000 de moldoveni au murit de COVID. Tulpinile noi sunt mult mai agresive și mult mai contagioase. Dar tu nu trebuie să-ți faci griji. În Chișinău, de exemplu, avem cel mai mare cimitir din Europa. Aici sunt destule locuri. Așa că nu-ți fă griji. Lumea zici că economia e la pământ. Fii, nu știu, afacerea mea merge ca pe roate. Așa că eu nu-mi fac griji. Dacă vei avea noroc să ai o formă ușoară, vei scăpa doar cu medicamente și mască de oxigen. Dar asta numai în cazul în care vor fi suficiente aparate și locuri disponibile în spital. Doctorii vor ceda din cauza extenuării. Dar tu să nu-ți faci griji. Asta nu-i problema ta. Să se descurce ei cumva. Pandemia nu s-a terminat. Depinde de fiecare dintre noi când și mai ales cum vom ieși din ea. Vaccinează-te și rămâi în viață. A mie mi se pare că e așa o bășcălie, nu mă convinge, parcă e o parodie pe mine, nu mă convinge absolut deloc. Ideea asta cu veniți că avem loc la cimitir și e la pompe funebre, afacerea merge bine. Au spus-o și ai noștri, mai urât decât moldoveni. Dacă o făceau mai grav și pe un ton mai serios, poate că mesajul ar fi prins. Așa toată lumea, sau eu am luat-o ca pe o bășcălie. Da, vreau să mergem să vorbim un pic cu Ovidiu despre această schimbare de discurs a autorităților de la noi. După 2 ani de zile de pandemie, domnul Gheorghiță spune că suntem ca într-un război. Ne-a zis asta și acum câteva zile generalul Melo din Portugalia, care a reușit să-și vaccineze aproape toată populația în condițiile în care portughezii erau extrem de reticenți și campania de vaccinare în Portugalia a început foarte, foarte, foarte prost și ne-a spus: sunteți într-un război, oameni buni, vaccinați-vă! Uite, s-a inspirat și domnul Gheorghiță de la el. E prea târziu, prinde această schimbare de discurs mai agresiv, să-i spun așa? Da, eu nu sunt de acord cu tine că diferența între viceamiralul ăla din Portugalia și colonelul Gheorghiță e că colonelul Gheorghiță arată ca un ciumpălac și ăla arată ca un actor de film american. Dacă te uiți la el, i-ai dat voie să conducă un submarin sau orice, adică ăla arată bine. Gheorghiță săracu arată ca un șofer de Uber, între noi fie vorba. Și el a reținut din discursul ăla, că i-a făcut meditație viceamiralul cu el și i-a explicat cum a mers. El a reținut doar partea asta cu războiul. N-a reținut partea în care, nu știu cum e armata din Portugalia, au mai fost ceva imperiu, dar armata din România, ultima ispravă, i-a fost cam pușca proprii cetățeni pe stradă, din ce țin eu minte. Parcă asta este dosarul Revoluției, nu? Despre cum armata română și-a împușcat proprii cetățeni. Și acum statul român se apucă și amenință cu moartea din când în când. Băi, vaccinați-vă, că dacă nu vă omor pe toți, firea mama voastră, dracu, vă dau foc în spitale. Și de aia zic că el a reținut numai spre firea. Ce a mai spus viceamiralul, a fost și un interviu, cred că pe Hot News, pe tema asta, a zis că e și vorba de o chestie de încredere și faptul că el s-a separat complet de partea politică. Adică politicienii nu s-au băgat în față în toată discuția asta.
La noi primul care s-a băgat în față a fost băiatul ăla cu tricou cu manoare, echipa câștigătoare, cum îl cheamă, Cheliuță ăla mic, cu voce subțirică, ăla, Câțu, care era primul în față și explica ce se găsește în vaccin, pentru că absolut toți din România erau convinși că poate să ne explice un economist dat afară de la bancă, știe el exact ce e în vaccin. Cred că asta a fost marea greșeală, da, a noastră, faptul că politicul s-a implicat foarte mult în loc să lase armata, care este, repet, românul, cea mai mare încredere oare în biserică, am văzut biserica nu prea s-a implicat, și în armată. Poate colonelul Gheorghiț ar fi reușit să coordoneze mai bine, să convingă mai mulți români, dacă ar fi fost lăsat singur de capul lui și susținut de experți, da, în sănătate publică, virusologi, care să explice foarte clar românilor pe categorii de vârstă, pe înțelesul tuturor, care-i treaba cu virusul și care-i treaba cu vaccinul. Cred că această condamnare a României a făcut-o politicul. Domnul acela Rafila este, dintr-un anumit punct de vedere, un expert, dar nu-l băga nimeni în seamă pe la guvern sau ceva de genul ăsta, pentru că avea un mare păcat, era PSD-ist. Acum, că mai ales că, dar atunci nu ne păța atât de mult de țară. Acum este foarte simpatic domnul Rafila, dar acum 6 luni, când vorbea și poate ar fi avut mai multă influență decât acum, nu-l băga în seamă, că atunci PSD-ul era cel mai nasol lucru din lume. Era băiatul ăla, cum îl cheamă, retardat de la Cotroceni, care tot zicea că PSD e cel mai rău lucru care s-a întâmplat. Și zic că, în principiu, dar oricum, trebuiau eliminați toți băieții ăștia. Asta a zis domnul din Portugalia, că trebuie eliminați toți ăștia din politică. Guvernul are un credere în România de vreo 13% și Parlamentul tot așa. Nimeni nu trebuie să-i bași pe ea în față. Într-adevăr, bagi armata dacă e, dar cumva trebuie să menționez că domnul Gheorghiță n-are nicio legătură cu nimeni din politică. A, și să pui un, nu știu, noi avem, eu m-am uitat, fostul șef al statului major general era un bărbat mai frumos, trebuia să-l punem pe ăla, că Gheorghiță arată nasol, când își dă masca jos arată comic. Da, fostul, dacă vă uitați, fostul șef al statului era ceva, un capitan de aviație, ceva, bărbat bine, ăla trebuia pus. Să avem și noi unul mișto, că sigur avem niște militari mișto în România, și îi punem pe ăia să facă campanie. Nu pe ăla cu tricou cu roc care se ducea în vamă și își arăta el umărul cum s-a vaccinat ăla, păcăliciul ăla mic acum, care ține țara în criză de 2 luni de zile.